Bun găsit, dragilor! Suntem alături de voi cu subiecte foarte tari și foarte originale și greu de abordat pentru mulți dintre voi cei de acasă, lucruri pe care le descoperim de la o zi la alta stând de vorbă cu specialiști. Lângă mine este psiholog clinician Andreea Măcelaru. Bine ai venit, draga mea! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Cu un subiect foarte interesant și pe buzele tuturor, aș putea să spun, generalizând poate câteodată, peste tot se aude, copilul nu știu care e bolnav, ce se întâmplă cu el? Pe vremuri se spunea copilul e nebun sau ăla e nebun, adultul nu știu care. Acum se intră foarte mult în acest subiect și în domeniul psihologiei, ca să nu mai vorbim în domeniul psihiatriei, noi vorbim astăzi doar despre partea psihologică, se aud cuvinte precum autism, ADHD, Asperger și multe alte spectre despre care nu știm nimic, dar le folosim. Iată că avem un psiholog aici, clinician, care chiar lucrează cu copii și nu numai cu copii, cu probleme. Ce înseamnă până la urmă acest cuvânt autism? În primul rând trebuie să înțelegem faptul că autismul este o tulburare de neurodezvoltare. Însă, atunci când discutăm despre autism, trebuie să înțelegem faptul că nu este un lucru de care trebuie să ne fie teamă. Pur și simplu, un copil cu autism este un copil care percepe diferit absolut tot ce se întâmplă în jurul său. De exemplu, eu acum stau de vorbă cu dumneavoastră, țin acest microfon, dar un copil cu autism are probleme în a înțelege ce facem noi. Iar dacă l-aș ruga pe un copil cu autism să țină un microfon, el nu va ști la ce folosește. Care e diferența între un copilaș care are autism și unul care nu are autism? Principala diferență o reprezintă faptul cum că cum identifici în parc, da, de exemplu? Nu-mi place exprimarea este în lumea lui. Știu că se folosește foarte des. Foarte des, din păcate. Nu, copilul cu autism... Eu am auzit la adulți pe ăla e în lumea lui. Adică mai puțin la copii, dar între adulți am auzit. Nu este în lumea lui sau dacă ar fi fost în lumea lui, într-o lume frumoasă, în orice caz, mai frumoasă decât a noastră a adulților. Ideea este că într-un parc, de exemplu, copilul cu autism nu va interacționa cu ceilalți copii, nu va utiliza jucăriile din parc corespunzător. Adică se va roti în cerc în loc să se ducă să se dea pe topogan. Dar nu... e obligatoriu să se dea pe topogan? Eu acum sunt telespectatorul de acasă care vreau să-ți pun întrebări, da? Deci sigur. Vreau să fiu așa gică contra care am auzit foarte multe discuții chiar și în străinătate apropo de aceste diagnostice. Sunt relative. Nefiind o boală în sine, e relativ să spui copilul, fetița, dacă nu se joacă cu celelalte fetițe, asta înseamnă că are o problemă. Și atunci vin cu întrebări pentru a înțelege exact dacă e reală această diagnosticare sau nu. Tocmai de aceea diagnosticarea ar trebui făcută în mai multe etape. Pentru că, exact cum ați spus, nu este obligatoriu să se joace pe topogan, dar dacă acel copil nu va utiliza absolut niciun joc funcțional în acel parc, nici leagănul, nici plasele acelea pe care trebuie să se urce, este ceva în regulă pentru că el nu știe să se joace funcțional cu obiectele din jurul său. De asemenea, din punctul meu de vedere, cel mai important este faptul că un copil cu autism nu va înțelege niciodată ce îi se spune, ce îi se vorbește. De fapt, ăsta e primul pas. Primul pas îngrijorător este că un copil cu autism va avea limbajul receptiv nedezvoltat. Mulți părinți consideră că al lor copil nu aude. Nu, nici de cum. Ci doar nu înțelege. Pare că se vorbește pe o altă limbă cu el. Bun. Alte semnale. Un alt semnal ar fi faptul că acel copil nu are limbajul expresiv dezvoltat. El nu vorbește. Sau vorbește pe limba lui, însemnând că țipă, lalalizează, dar total necorespunzător, pentru că să nu uităm, un copil la 3-4 ani deja trebuie să povestească, dar neavând această capacitate, nu o va face. Iarăși, un factor foarte important îl reprezintă faptul că nu acceptă persoane și medii noi. Va începe să țipe, în momentul în care va intra într-un magazin, va începe să se învârtă în cerc, bine, acestea sunt comportamente
comportamente autostimulatoare, așa se numesc. De asemenea, copilul cu autism nu va accepta foarte multe texturi, de la îmbrăcăminte până la alimentație. Nu va accepta să mănânce decât anumite alimente de o anumită culoare, iar bunicii, părinții vor încerca, firește, să-l forțeze pentru binele său să mănânce acele feluri de mâncare, dar copilul nu o va face. Se va autovătăma, se va da cu capul, va lovi alte persoane. Da? Deci, practic, un copil cu autism este au diferit. Au toate aceste caracteristici? Da. Da, doar că intensitatea diferă. Din punctul meu de vedere, eu consider că fiecare copil este unic, iar unicitatea sa contează. Prin urmare, la o evaluare psihologică, care ideal ar trebui să se realizeze în mai multe etape, pe mai multe ședințe, trebuie să fim atenți la toate aceste detalii. Eu personal le recomand celor de acasă care doresc să facă o evaluare psihologică, să meargă inclusiv cu videouri din viața de zi cu zi, pentru că nu e așa, acum în ziua de azi obișnuim să filmăm copiii și în parc, și la masă, și când dorm, în toate mediile lor. Vor ajuta aceste videouri, pentru că psihologul clinician va cunoaște copilul, dar nu în totalitatea sa. Și atunci, venind familia cu aceste videouri, va fi mult mai ușor pentru el. Deci, practic, pentru el. Diagnosticarea nu se face medical, prin analize de sânge, prin niciodată, ecograf, autismul, nu, habar nu, n-am, din, da? Din păcate. Și este o evaluare mai mult sau mai puțin subiectivă până la urmă? În primul rând trebuie să fie obiectivă, trebuie să se realizeze... Nu, adică n-ai niște date concrete. Nu. Când vorbim despre autism, din păcate nu discutăm despre analize de sânge sau ecografii 3D, 7D, 5D, nu există. Însă, în egală măsură, trebuie să susțin faptul că părinții trebuie să înțeleagă că și psihiatrii au o foarte mare, un foarte mare aport aici. Adică? Și va trebui să meargă și către medicul psihiatru pentru a fi diagnosticat din punct de vedere medical. Pentru că ce facem noi, psihologii clinicieni, oferim un psihodiagnostic. Evaluarea este amplă, dar medicul psihiatru va fi cel care pune diagnosticul final. Deci... aceștia ar fi pașii. Hai să vedem acum, putem și să vedem efectiv și să auzim cum lucrezi tu cu copiii și te felicit că ai reușit să ai asemenea inițiativă. M-a impresionat foarte mult faptul că faci practic gratuit în Buftea, parcă mi-aduc aminte din ce am citit, faci aceste diagnosticări pentru copilași, ceea ce mi se pare extraordinar. Vreau să te întreb, pot veni copii din toată țara sau limitat? În fiecare an, de două ori pe an, dar în primul rând în luna aprilie, pentru că vorbim despre conștientizarea autismului, ofer gratuit persoanelor din orașul Buftea, într-adevăr, evaluări complexe. Ce frumos! Hai să auzim acum ceva din... Seamănă cu niște cârnați, dar este o plantă. Este o plantă. Este de mâncat? Nu este de mâncat. O găsim pe lacul. Ce vedem aici? Vedem doi copilași și care la un moment dat au fost non-verbali, nu înțelegeau, de exemplu, această imagine, dacă o vom pune la un copil tipic. Copiii par perfect sănătoși. Sunt sănătoși. Da, asta copiii spun. Cu autism sunt sănătoși. Asta zic, dar nu observ nicio diferență. Ce... Da, într-adevăr, însă vorbim despre copii care au făcut undeva la 6 ani de terapie. A, deci acești copilași exact. Sunt deja bine. Acesta este rezultatul de acum. Însă în urmă cu 6 ani nu înțelegeau ceea ce discutam, nu vorbeau, nu știau ceea ce la un laptop, cum se folosește. O, ce bine, nici eu nu știam cum e un laptop când eram de vârsta lor. Este adevărat, doar că noi învățăm foarte repede. Știi că sunt, sunt părinți care interzic telefonul, laptop, toate lucrurile acestea. Adică, nu, asta cred că e de bine dacă nu știa ce e laptopul. Să știți că sunt adepta, da, într-adevăr, să nu le oferim copiilor până la vârsta de 4 ani, spun eu, tehnologie de niciun fel. Dar de la un punct încolo este necesară, pentru că acel copil va crește, va vedea în jurul său și va trebui să intre până la urmă între acei copii care folosesc tehnologia.
Dar revenind la copilașii din imagine, într-adevăr, sunt copii care, de sunt exemplu, nu mâncau, bine. Nu suportau zgomote de niciun fel și sunt foarte inteligenți. Cum? Iarăși. Asta spun. Iarăși, trebuie să spun. Cum ați reușit să faceți pașii aceștia, iată, să se ajungă încât dacă te uiți în aceste imagini, menționăm că aceste imagini sunt cu acordul părinților, cu acordul tău, sunt primite de la voi, aceste imagini, deci suntem în regulă. Cum ați reușit voi să ajungeți? Pentru că nu ești singură, ai o echipă de fete inimoase, nu? Exact, exact. O echipă minunată, dar în primul rând să știți că am ajuns la aceste rezultate pentru că părinții ne-au oferit încrederea lor. Oricâtă terapie ar face un copil, dacă aceasta nu este dusă și acasă și implementată de părinți, nu ajungem la aceste rezultate. Ce faceți voi concret? Analiză comportamentală aplicată, terapie ABA, această terapie de care, atenție, mi-asum, mulți fug pentru că nu a fost prezentată corect și pentru că, din păcate, se face și foarte dur la modul că un copil este pus la masă și îi se oferă instrucțiuni. Păi, niciun copil nu acceptă așa ceva și nici noi adulții exact. Nu acceptăm așa ceva. Așa Dar că ce noi... înseamnă terapia ABA despre care vorbeai? Terapia ABA înseamnă ca un copil cu anumite devianțe comportamentale să fie învățat cum să se comporte. Dar cum îl învățăm? Prin joacă. Uh-huh. Râzând cu el, gâdilându-l, alergând cu el, glumind. Ați văzut în videoul de mai devreme că râdeam. Da, asta facem. Râdem, glumim, pentru că tot ce învățăm prin pasiune și într-un mediu plăcut, foarte bine se duce acolo la creieraș și se leagă acele legături neuronale. Da? Deci acele simnapse se creează mult mai ușor râzând și bucurându-ne de ce avem în jur. Bun, deci asta ar fi terapia ABA, care concret vine copilașul, se așează copilul... la masă, ce face? Bine, nu neapărat să se așeze la masă, unde dar ca pe jos, habar n-am. Da. Și ce faceți? Va fi învățat să aibă acele comportamente corecte, necesare dezvoltării vârstei lui. Cum îi spui? Nu, de exemplu, un nu copil... da caietul pe jos. Nu, nu sub nicio formă. Cum? Asta de spun. Exemplu, un copil nu știe să aștepte. Da, nu știe să aștepte. Nu îi voi spune așteaptă. Trebuie să-l învăț. Cum îl învăț? Îi pun în fața lui un obiect care știu că îi place lui foarte mult. Poate să fie acea mașină la care învârte roțile pentru totdeauna. Așa. Și plec de la o secundă, îi spun așteaptă, îi retrag, da, mașina, îi spun așteaptă, dar în secunda 2 i-am dat-o înapoi. I-am întărit acel comportament, s-au creat acele legături neuronale necesare pentru ca el să învețe să aștepte. Ei bine, la un copil tipic, nu este nevoie să facem asta. Îi vom spune așteaptă și el va înțelege sau, în cele din urmă. Pe vremea noastră se mai scotea și cureaua. Da. Nu? Da, nu știu, m-a ferit Dumnezeu de așa ceva. Chiar așa, cum îți spuneau părinții tăi când erai mică? Să aștepți, stai la locul tău. Dar nu era nevoie. Ia uite, dați un pic cadru pe colegul nostru, vă rog frumos, să ne arate cum se întâmpla la el acasă. Vă spun eu, cu făcălețul. Bine, acum o să fiu un pic așa, o să las modestia deoparte și voi spune următorul lucru. Nu era nevoie să mi se spună, eu am fost un copil foarte docil. Corect. Foarte cu minte. Bun. Altă metodă. Hai să trecem de metoda aceasta. Analiza comportamentală este formată din 28 de metode. Deci când vorbim de ABA... Acum nu vorbim teorie. Nu vorbim, exact. Da, nu vorbim de... Spunem concret, așa, practic, dăm tu niște exemple. Să spunem că un copil, și tocmai ieri s-a întâmplat acest lucru, nu suportă zgomotul de la metrou. Un copil cu autism, da? Păi noi, terapeuții, suntem datori să mergem cu el la metrou, așa, să-l încurajăm și să-l facem să aștepte și să accepte acel zgomot. Bineînțeles că un părinte, în momentul în care va merge la metrou cu copilul, acesta va începe să țipe, copilașul, da? Noi, prin tehnicile noastre, îl vom liniști. Da, trebuie să avem foarte mare răbdare cu ei, dar în secunda 2 să-i și oferim un stimul
un stimul foarte motivator pentru el. De exemplu, accepți zgomotul, vei primi o pizza. A, ca o recompensă. Exact, exact. Pentru că și principiul recompensării este un pic diferit și greșit văzut de către noi. De exemplu, eu astăzi am venit la dumneavoastră în emisiune motivată fiind de a face acest, de a discuta despre acest subiect. Care a fost recompensa mea? Iată, stăm de vorbă. Aceasta e recompensa mea, da? Deci noi, ca oameni, mergem pe principiul recompensării. Este un mod natural de a trăi până la urmă. Exact. Bun. Și copilul cu autism nu știe lucrul acesta, nu o face natural, da? Pe copilul tipic o face natural. Așa că noi trebuie să-i ajutăm cât de mult putem și să-i integrăm în societate cât mai mult. Alte metode. O altă metodă ar fi, de exemplu, dacă copilul nu vorbește, că asta e marea problemă, că nu vorbește, îl învățăm să vorbească. Dar nu-i voi cere copilului să-mi spună povești și propoziții complexe din prima. Îl voi învăța să scoată sunete. Bineînțeles că aici intervine și logopedia, da? De la acele sunete voi crea cuvinte. Pe când părintele acasă, și este normal să facă acest lucru, îi cere din start, spune mama, spune tata. Nu va avea cum să facă acest lucru. Copiii, da? Pe care am văzut în imagini nu vorbeau deloc? Nu. Nu. Deci nu, au venit într-un stadiu avansat. Da. Facem o scurtă pauză de publicitate și revenim. Vă dați seama că este un subiect interminabil, pe care nici specialiștii nu l-au terminat de discutat și nu se știu nici cauzele, nici nu se știe unde va ajunge și, așa cum spunea prietena noastră, invitata noastră, pentru că toți invitații îmi devin aici prieteni stând de vorbă, este, nu știu, o simptomatică până la urmă, pe care poate o avem fiecare dintre noi, poate au avut-o și bunicii și străbunicii noștri, dar iată că evoluează din ce în ce mai mult și se pare, vorbeam acum cu doamna psiholog, că ar fi o cauză și anume cea a microbiomului intestinal și am să te las pe tine, sunt multe cauze cu siguranță, dar asta mi se pare cea mai interesantă și cea mai nouă ca și abordare. Într-adevăr, la momentul acesta încă nu a ieșit nimeni să spună autismul apare pentru că eu pot să-mi asum, să spun un lucru, dintre toți cei care au venit la evaluare, cred că peste 70-80% au avut un bunic care a vorbit mai greu, un străbunic care nu a putut să aibă o meserie, prin urmare, gena, ereditatea, da? Deci este un factor ereditar. Însă, ce se întâmplă de acești copilași manifestă mai multe comportamente decât au manifestat bunicii. Din punctul meu de vedere, ceea ce mâncăm, da, pentru că știm foarte bine, este o mare problemă și, într-adevăr, da, microbiomul intestinal este o problemă pentru că fericirea pleacă din stomac și un copil cu probleme la stomacel, da, nu va reuși să fie atent, nu va reuși să fie prezent. Adică trebuie luat și acest aspect. Motiv, da. Se fac diferite analize ale microbiomului intestinal, exact. Ține de o și analize genetice, da, nouă, da, 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 pe da. Care medicina clasică că nu agrează foarte mult. Trebuie să terminăm acest subiect și îți mulțumesc tare mult. Cu tot dragul, mulțumesc și eu. Mulțumesc din suflet. Andrei așteaptă copilașii, înțeleg, gratuit, deci nu se face niciun fel de reclamă în buftea la... la o evaluare, așa evaluare, se numește, exact, da? Exact. Mulțumim tare mult, succes și felicitări, mulțumesc, pentru inițiativa ta. Doamne ajută. Da, doamnelor și domnilor, dacă aș fi magician,